Aviatorii militari în rezervă au omagiat cum se cuvine Ziua Internațională a Femeii. Eroii aerului și-au surprins partenerele de viață și fostele colege cu o petrecere surpriză organizată la restaurantul Cercului Militar Național, care aparține Casei Centrale Armatei. Și pentru că petrecerea nu este completă fără muzică, organizatorul evenimentului, bihoreanul Alexandru Popa, comandor în rezervă și fost pilot de elicopter în flotila prezidențială comunistă, a invitat soliști îndrăgiți de muzică ușoară și populară, pentru a încânta sufletele celor prezenți. Am adus cei mai valoroși interpreți de muzică populară și ușoară, care vor interpreta melodii din toate zonele țării, mai ales din țara Beiușului. La eveniment a participat și singurul cosmonaut român, Dumitru Prunariu. Cu ocazia aceasta, Arpia marchează și participarea inedită la istoria aviației române a numeroase femei aviator. Și le aducem un omagiu și cu această ocazie. Se află și aviatoare, parașutiste, doamne care chiar au sărbătorit de-a lungul anilor această profesie a lor prin lucrurile minunate de întâlnire. Asociația Română pentru Propaganda și Istoria Aviației a fost constituită la 19 mai 1990. Fiind continuatoarea nobilelor tradiții ale Asociației Române pentru Propaganda Aviației, creată la 20 ianuarie 1927.